Bine ați venit la Alege chestul corect în Minecraft, unde avem 11 chesturi diferite. Da, băieți și fete, ați auzit foarte bine. Astăzi facem un nou episod din Alege chestul corect în Minecraft, unde vom face cel mai mare challenge de până acum. Mai exact, chiar acum în fața mea, se află nu 8, nu 9, nu 10, ci 11 chesturi, fraților, și eu trebuie să-l aleg pe cel corect. Și pe lângă chestia asta, băieți și fete, băiatul care mi-a trimis harta mi-a spus că challenge-ul de astăzi va fi ceva mai special, pentru că în chesturile astea se află niște chestii mai speciale decât de obicei. Deci urmează să fie un episod foarte interesant. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vedem ce chesturi avem aici. Avem chestul galben, chestul roz deschis, chestul verde, albastru, mov, roșu, încă un chest verde, care după cum văd este cam aceeași culoare ca și celălalt, deci sunt aceeași nuanță. Avem un chest gri, un chest portocaliu, un chest roz pe bune și un chest maro din care iese ceva acolo, fraților. Bro, ce-i acolo? Ok, fraților, ok, s-au niște sunete ciudate, dar cine-i băi aici? Ce-i chestia asta? Urmează să aflăm, bănuiesc, fraților. Și acum, desigur, ca de fiecare dată, trebuie, băieți și fete, să ziceți la comentarii care credeți voi că o să fie chestul corect. Deci nu începe episodul până nu scrie toată lumea care credeți voi că este chestul corect. Ziceți doar culoarea sau numărul. Eu prima dată o să mă duc la chestul amaro, pentru că mi-a stărit curiozitatea, fraților, că nu știu ce iese din el. Adică sunt niște picioare de alea super ciudate. Băi, eu am înțeles că o să fie niște chestii mai speciale, dar nici chiar așa de speciale. Bun, hai să nu mai pierdem timpul și să începem challenge-ul. Let's go, fraților. Deci o să luăm toată armura asta de diamond, 4 enchanted golden apple, 64 de pâini, un lever și o carte cu info. Hai să citim cartea ca să vedem mai exact ce avem de făcut. Marius, bine ai venit la Alege chestul corect în Minecraft, ediția cu 11 chesturi. Oh my god, băieți și fete, apăsați butonul de like, când facem 5000 de like-uri, facem și cu 12. Mamă, o să fie o nebunie maximă. Asta este de departe cel mai greu challenge pe care l-ai făcut până acum. Și pe lângă asta este și ceva mai special decât celelalte challenge-uri cu chesturi. Deci v-am zis, fraților, că mi-a zis băiatul care mi-a trimis harta că e ceva mai special. Hai să vedem. În fața ta se află 11 chesturi și doar unul este corect. Cine ar fi crezut? În cel corect vei găsi un cățeluș care s-a pierdut în zonă. Acesta a început să intre în toate chesturile pentru că s-a pierdut și cineva l-a răpit. Oh, drăguță! Deci trebuie să salvăm un cățeluș, fraților, ok? Îl cheamă Pufoșica, bra! Ce drăguț! Deci trebuie să-l salvăm pe cățelușul Pufoșica. Și abia așteaptă să fie salvat. Dar tu trebuie să-l salvezi fără să te bați cu niciun mob slash personaj. Cum adică să nu mă bat cu nimeni? Gen, cu nimeni? Mobii slash personaje din acest challenge au fost modate să dea 1000 damage pe hit. Adică dacă te ating ești ca și mort. Bro, și eu cum aș putea să-l salvez pe Pufoșică dacă orice mob mă atinge mor instant? Ok, băieți și fete, fiți atenți că sunt niște chestii ciudate la mijloc. Cum adică orice mob mă atingem 2000 damage? Păi asta e moarte instantă, fraților. Efectiv, n-am nicio scăpare. Ce naiba? Fiecare chest conține un mini parkour pe care trebuie să-l faci la perfecție. Pentru că dacă nu o faci, ești mort. Succes 10.000 de like-uri. Boys, cred că m-am prins despre ce-i vorba. Deci în fiecare chest se află un mini parkour. Adică trebuie să fac un mini parkour care, na, bănuiesc că de fiecare dată o să fie diferit sau ceva de genul. Pentru că dacă nu-l fac, o să pic jos. Și dacă pic jos, cred că o să trebuiască să mă bat cu mobii și practic să mor. Holy shit, fraților! Bă, băieți și fete, deci dacă m-ați mai urmărit pe mine pe YouTube, dacă nu ați făcut-o, apăsați chiar acum butonul de subscribe dacă sunteți pentru prima dată aici. Însă și clopoțelul activat, desigur, Doamne ajută și subscribe acolo. Dar, fraților, este o problemă. Eu sunt praf la parkour. Băi, sunt praf rău de tot. Și șansa ca eu să fac 11 parcururi la perfecție, fără să cad jos, e egală cu șansa de a ghici care e chestul din prima. Adică 0%, ok. Bun, hai să nu mai pierdem timpul. Vreau să verificăm dacă filmăm. Totul este perfect, fraților. Și haideți să mergem să vedem care-i treaba. Deci prima dată vom merge la chestul maro, pentru că sunt chiar foarte curios ce naiba se află aici, bro, până la urmă, nu? Că na, chestul ăsta maro pare destul de suspect. Vedeți că are și niște
tentacule d-alea, nu știu, habar n-am, parcă sunt niște picioare de păianjen. Bun, fraților, haideți să nu mai tragem de timp și să intrăm în primul chest. Mai exact, mamă, dar sper să nu mă moare sau ceva de genul. Ia să bag și un golden apple, să nu mă moare sau ceva de genul. Hai, let's go. Ok, nu mă omoră nimeni. Hai să vedem ce se află aici, fraților. Chestul, ultimul chest. Am venit direct la ultimul chest. Ce n-ai băi aici? Ok. Bun. Deci este un parkour care are cowboy pe el și eu trebuie să-l fac la perfecție ca să nu pic. Ok. Chestul 11. Marius a intrat în chestul 11, unde întâlnești un personaj foarte dubios. Mai exact, Spider Granny. Și da, chestul este greșit. Rezervă parkourul abandonat și ia cheia ca să duci la următorul chest. Poftim? Spider Granny? Bro, ce-i asta? What, man, băi, ce-i cu challenge-ul ăsta? Bă, voi ați mai văzut așa ceva în viața voastră? Spider Granny? Băie și fete sunt foarte confuz în momentul de față. Sincer, vă zic că sunt foarte confuz și nu înțeleg ce se întâmplă. Spider Granny? Ok, hai să facem parcurul. Deci este un parcur abandonat. Gen, da, are cowboy pe el, că și că e abandonat. Ok, mamă, băi, fraților. Păi dacă pic aici jos, sunt ca și mort. Mamă, trebuie să am foarte mare grijă, pe bune. Trebuie să am foarte, foarte mare grijă. Să nu cumva să mă brochez într-un cobweb. Ok, mamă, foarte mare grijă. Băi, sper că nu trebuie să mă duc gen jos acolo la acest. Că o să vină un Spider Granny și o să mă moare. Sper că eu de ajuns să ajung acolo jos. Mamă, dar se aude ceva din stânga. O să mă duc și după și în stânga. Mă duc și în stânga, fraților, că mă enervează sunetul ăsta, că de tot se aude. Ok. Hopa, hopa! Bro, nu erau... Bă, mamă, uitați-vă la ea cum arată. Bă, dar nu erau numai două. De unde a apărut și asta? Ok. Haideți să fim foarte, foarte calmi. Ok. Mamă, trebuie să mă întorc și înapoi. Voi să nu uitați că eu trebuie să mă întorc și înapoi. Ok. Bun, mamă, băi, uite, vin ăștia. Hai, ating chestul? L-am atins. Am luat leverul și am plecat de aici, băi, paianjen ciudați, man. Holy shit, ma. Ok. Ok, deci sunt foarte... Stați două secunde, fraților. Let's go. Bine, bă, băi și vede, băi, dacă am trecut de chestul ăsta, o să trec de toate. Nu, nici am nicio emoție, 100% voi trece de toate chesturile, fraților. Pentru că, pe bune, băi, ce naiba. Spider Granny. Ok. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem la chestul ăsta. De aici se aude? Se aude de aici? Sunete ciudate. Aba nu, din asta portocaliu se aud. Mergem la asta portocaliu. Mergem la asta portocaliu să vedem care e situația, fraților. Let's go. Chestul numărul 9. Chestul numărul 9 egal greșit, dar este mult mai rău. Ai de făcut un parcur cu paturi. Nu știu dacă până acum ai mai făcut asta, dar e rău. Un parcur cu paturi? Bro? Cum ok, bă, nu sunt blocuri normale. Adică ce e rău în a face un parcur cu paturi? Trebuie să bag și un golden apple. Mamă, dar mai am două, ia. Bro! Ok. Mamă, fraților, de ce sar așa? Uiteți-vă cum sar pe pat. Mamă, deci să am foarte mare grijă. Este un parcurs cu paturi. Aaa, sunt orange. Ok, nici m-am uitat cine e în chestul ăsta. Este orange din prietenii curcubeu. Ok. Bun, deci trebuie să am foarte mare grijă. Bun, și am luat lever-ul. Gata, mă, orange. Gata, mă. Stai puțin, frățior. Stai puțin că te-am cam dovedit. Nu crezi? Nu crezi, băi, inteligent de că te-am cam dovedit. Eu zic că da. Bun. Perfect, fraților. Bun, băi, acum hai să plecăm din zona asta. La final o să venim aici. Nu cred totuși că chestul fix ăsta peste care am sărit este chestul corect. Dar hai să plecăm de aici pentru că mă enervează sunetul ăla pe care l-au la orange. Nu știu, la final bănuiesc că o să-i dau de cap. Bun, haideți să mergem, fraților, și la primul chest. Nu? Dacă tot... hai să vedem ce se află în primul chest. Este un chest galben. Acolo bănuiesc că trebuie să se afle Minionii sau SpongeBob. Însă până la urmă, bro, Minionii sau SpongeBob sunt niște personaje foarte ușor de doborât. Adică, na, nu văd cum ar putea să-mi pun așa de multe probleme. Hai să vedem, let's go. Mamă, ce-i asta? Ok. Mamă, este un ăsta cu barrel-uri. Chestul 1. Chestul 1 este a lui SpongeBob, v-am zis. Ok, o altă versiune de SpongeBob. La ce se referă? Chestul este greșit, așa că trebuie să faci parcurs până ajungi pe butoiul corect unde se află cheia. Ah, oh my god. Oh my god! Bro, ce-i ăla? Băi, deci mobii de astăzi sunt foarte ciudați.
Bro, este un fel de SpongeBob cu mușchi cu sânge, ok. Bro, să nu facă vreo schemă și să-mi pună cheia într-un barrel de aici. Vreau doar să fiu asigurat. Deci trebuie să fac un parcur, doar că trebuie să-l fac cu barrel-uri. Ok, hai să vedem. Aici nimica. Vreau, fraților, să... Ma, trebuie să am foarte mare grijă să nu pic jos, pentru că dacă am picat jos, sunt ca și mort. Dar mă respawnez, nu-i nicio problemă. Ok. Cred că fix ăla e, oh my god. Fix ăla e, nu? Da, eram sigur, bro, era fix în colțul ăsta, deci era clar că el e bun. Facem parkour-ul și ce să vedeți, băi și fete, vă vine să credeți sau nu, am reușit să luăm și a treia cheie. Haideți să mergem, hopa, hopa. Ăsta are intrare aici în mijloc, ok. Haideți să mergem la asta prima dată, la asta roz și după vom merge și la asta, și la asta verde. Ok, let's go, hai să vedem. Ce se află în asta roz, frate, eu sunt curios. Oh, este Patrick, bro. Mamă, Patrick.exe cu ochii roșii din SpongeBob și este un parcurs super easy. Deci se pare, ok, easy. Vorba vine easy. Ok. Ma. Ok, mama, am foarte mare emoții, sper să fac și înapoi. Deci uitați-vă, fraților, că mai există și parcursuri normale aici. Ok. Ma. Ok. No! Fraților! Sper să nu mi se întâmple nimica, bro. Oh my god, am picat jos. Mamă, sper să nu mă vadă sau ceva, mamă. Ies așa, fii atent că ies așa. Bro. Oh my god, să nu mă vadă. Nu m-a atacat niciunul. Ok, bun, deci au fost pașnici sau trebuie să-i atac eu? Oh my god. Ok, mi-a dat puțin damage și nu poate să iasă. Bro, nu mi-a prins hit-ul și nu poate să iasă de acolo. Jos, mă, Patrick, jos. Oh my god, bă, băieți și fete, ați văzut că mi-a dat numai o inimă. Trebuia să-mi dea 1000 damage, nu mi-a prins hit-ul bine și nu poate să iasă de acolo. Holy shit, bro, băi, întotdeauna dau fail la parcursul cu fansuri. Sunt foarte prost la parcursul ăla. Bun, hai să vedem ce se află aici și după, deci, vedem ce se află aici și după câte chesturi mai avem de intrat înăuntru. Avem chestul albastru, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ăsta va fi al 5-lea în care intrăm. În ăsta verde, ce se poate afla în ăsta verde, fraților, este chiar foarte interesant pentru că după mai avem încă unul verde. Hai să vedem. Let's go, intrăm înăuntru. Mama este fix în mijloc, ok. Cine e aici? Ia să vedem. Cine e ăla? Cine e ăla, fraților? Ce e? Bro, cine e acolo? Este un monstru verde. Ia să-i să văd dacă pot să sar pe aici, să-l văd mai atent. Bro, cred că știu cine e ăsta. Oh my god. Băi, ăsta e... Cred că îl cheamă Bun-Bun sau ceva de genul, nu? Nu Bun-Bun îl cheamă? Ban-Ban, așa mă! Garden of Ban-Ban sau ceva de genul. Bro, este un personaj nou. Holy shit! A intrat în chestul lui Garden of Ban-Ban. Fă parcursul până la chestul corect și ai foarte mare grijă să nu pici în gura monstrului. Oh my god. Deci avem un chest corect. Băi, hai să lăsăm toate prostiile astea aici. Ce prostii, bro, am pus și Golden Apple din greșeală. Mamă, deci foarte mare atenție. Haide mă, bro. Let's go, baby. Am luat level-ul din prima. Aici nu mai este ceva, mă? Să mai este ceva. Bun. Let's go, fraților, l-am dovedit și pe Garden of Ban-Ban. Bă, da, Pufoșică sau cum îl chema. Pufoșică nu este pe aici, fraților. Bun, și mai avem încă 6 chesturi. Acum, fraților, sunt foarte curios ce chest vom alege în continuare. Deci mai avem așa, după cum v-am zis, mai avem încă 6 chesturi. Păi eu zic, hai să mergem și în ăsta roz de aici. Hai să terminăm cu el și după să facem ala-bala portocalea pe astea 5 din mijloc, da? Pentru că am eliminat 3 de o parte, 3 de cealaltă și mai rămân cele 5 din mijloc. Băi, sunt chiar curios, băi, și nerăbdător până la urmă să-l salvez pe micuțul Pufoșică, ok? Bun, haideți să mergem, frate, eu filmez chestia asta, da? Trebuia să mă mai asigur, frate, că am filmarea pornită. Haideți să mergem în chestul acesta, roz. Ia, let's go. Parcurs invizibil. Să vedem ce o să faci. Bro, parcurs invizibil cu mai multe chesturi. Și cine e aici? Oh, este Pink, nu? Da, este Pink din prietenii curcubeu. Ok, bun. Parcurs invizibil. Holy shit, ok. Ok. Opa. Parcurs invizibil. Ok. Ok. Chestul ăsta? Nu. Cred că e la 100%.
Ok. Parcurs invizibil, fraților. Nu! Ok. Unde mă duc acum? Aici. Unde mă duc acum? Aici. Aici. Let's go! Bun! Și acum înapoi. Și acum înapoi, că data trecută când am venit înapoi... Mamă, ce nebună-s! Mamă, fraților, am trișat la parcurs invizibil, dar e bine că am ieșit cu viață. Bun. Iar acum, băi și fete, ne-au mai rămas încă 5 chesturi pe care vom face alaba la portocala să vedem, să vedem ce o să pice. Let's go. Hai să vedem. A la ba la portocala, cine mi-a furat banana? A picat ăsta albastru. Oare ce se află, frate, un chestul albastru? Sunt chiar foarte curios. Haideți să mergem să vedem. Eu zic că se află blue din prietenii curcubeu. Adică sunt cam 99% sigur că asta se află. Haideți să vedem până la urmă, nu? Opa. Ce se află aici? Bro, e mânuța din Wednesday cumva? Bro, cine e acolo? Frate, ok, că ăsta este un personaj din Wednesday, dacă nu mă înșel. Holy shit, man, ok. Foarte ciudat. Nu m-am așteptat la asta. Chiar m-aș da la Wednesday, dar văd că, na, culoarea e cu uniforma acestei persoane, care nu știu cine e, bănesc că este un personaj din Wednesday, ok. Avem un parkour mai ciudățel, hai să-l facem și pe ăsta. Hai că am scăpat, hai că am scăpat ușor, fraților. Let's go, baby, mamă, uitați-vă. Păi da, cred că dacă pic jos nu mă moară mânuța, bro. Ok. Am luat leverul, hai să zicem că sărim și acolo ca să fie totul perfect. Și încercăm să ieșim cât mai rapid de aici, nu? Asta este planul. Ieșim de aici. Let's go, baby. Bun. Fraților, mai avem încă 4 chesturi, nu? Sau câte mai avem? Da, mai avem încă 4 chesturi. Deci avem 25% în momentul de față, ca să vedem cine, cum îi zice, unde îl găsim pe pufoșică. Și acum, haideți să vă zic cine cred eu că se află în astea 4 chesturi. Să vedem cât o să ghicesc. Deci, în chestul mov, dacă nu e chestul, cum zice, dacă e chestul greșit, cred că se află purple din prietenii curcubeu. În chestul roșu, cred că se află red din prietenii curcubeu. În chestul verde, cred că se află Baldi, profesorul Baldi. Și în chestul gri se află 100% Talking Tom. Da? Deci se află Tom acolo 100%. Dacă este greșit, dacă, din câte știu, dacă este greșit, dacă este corect, nu se află nimica. Bun. Unde mergem? Să mergem direct pe chestul din mijloc? Să mergem direct pe chestul din mijlocul rândului. Hai să mergem pe ăsta roșu. Aici am zis că este red din prietenii curcubeu. Să vedem, fraților, dacă am avut dreptate sau m-am înșelat. Chiar n-aș vrea să mă înșel. Chiar n-aș vrea să mă înșel. Ok. Let's go. Mamă, ce e ăsta? Chestul numărul 6. Cine e băia asta? Chestul numărul 6 este greșit. Dar red, desigur... Mamă, se aude Baldi cel acest. Red a făcut niște experiențe ciudate în chest. Există mai multe pressure plate-uri, dar unul te poate omorâ. Așa că ar trebui să ai foarte mare ghinion să fici fix pe ăla. Bro, este un parcurs. Bro, unde e Red? E Red aici? Uite-l acolo. Fraților, deci un pressure plate mă omoară din astea. Oh my god. Și dacă e fix asta? Să nu fie mamă. Mamă, bro, băi, fraților, și că numai unul, bă, sunt 6, câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, fix 20. Adică e o șansă de 5%. E o șansă de 5% să pic pe ăla care mă omoară. Ok. 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 Poți să iau de aici? Ok, let's go, let's go, bun. Și acum, ca să nu, cum îi zice, să ies în viață, refac traseul. Parcă ăsta era, nu, ăsta. Ăsta era? Ăsta era? Let's go, băi și fete! Am reușit să ieșim foarte rapid din chestul red, care ne-a făcut o vrajă să nu cumva să... Na, să-i furăm cheia. Bun, haideți să intrăm, fraților, și în chestul ăsta, unde este Baldi, și după rămâne între chestul mov și chestul gri. Să alegem, să vedem dacă îl găsim pe pufoșică sau nu. Hai să mergem aici. Poate chiar Baldi l-a răpit pe pufoșică și nu este chestul greșit. Nu? Hopa! Nu este niciun parcur. Nu este niciun parcur aici, fraților. Chestul 7. Urmărește drumul invizibil ca să nu te omoare profesorul Baldi. E un drum invizibil, ok. Uite aici, profesorul Baldi. Deci este un drum invizibil. Dar unde duce drumul ăsta invizibil, fraților? Ok. 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 Mamă, merge și pe jos, ok.
Mă, de ce drumul invizibil? A, sub ăla se iau chestul, mamă, ce mișto, ok. Trebuie să avem foarte mare grijă, fraților. M-am uitat pe aia, nervoșii. Let's go. Am luat leverul, a, păi simplu acum. Mergem așa. Mergem așa. Mergem așa. Așa. Let's go! Easy peasy lemon squeezy. Bun. Iar acum, fraților, trebuie să facem decizia finală. Să intrăm în chestul mov sau în chestul gri. Bro, eu am impresia că Pufoșică se află în chestul gri. Sincer. Cred că se află în chestul gri. După vom vedea ce se află și chestul mov dacă e. Însă sper să nu mai cea mai mare țeapă și Pufoșică pe bune să se afle în chestul gri. Hai să vedem. Au mai rămas doar astea două. Let's go, baby. Haide, mă. Spune-mi, te rog, că stai în chestul gri. Te rog. Te rog. Let's go, fraților! Au câștigat, nu? Asta este Pufoșică! Ioi, uitați-vă, le-am ce drăguț e! Ce este drăguț? O, Pufoșică! Ok, scuze, fraților, nu vreau să te enervez sau ceva de genul. Hopa, ți-ai făcut ochii roșii pe mine. Băi, vezi că te-am salvat. Ai grijă! Felicitări! L-ai găsit pe Pufoșică! Felicitări! Let's go, fraților! Toată lumea să dea un cici la comentarii. Bă, dar sunt curios ce se află în chestul... Ce se află în chestul... În chestul purple. Hai să vedem ce se află acolo. Let's go. Hai să fur un lever de ăsta că s-a terminat acel jurul să mai pune. Să vedem ce se află în chestul purple, fraților. Că eu de asta sunt foarte curios. Haide, mă. Purple. Nu, mă, eu uite, de aici trebuia să mă duc. Ia. Ok. Bro, ce-i asta? Holy shit. Este tot ceva cu profesorul Baldi. De ăștia sunt niște baldi mai ciudați. Știți cumva cum îi cheamă sau ceva de genul? Ia vedeți. Că n-am emoții, ia uitați cum fac parcurul. Ce avem aici? Mamă, fiți atenți că am ratat niște chestii. Ai voie să folosești pickaxe-ul doar ca să ieși din chest. Aaa, foloseam pickaxe-ul ăsta ca să ieși din chest pe cealaltă parte. Bun. Păi băieți și fete, aici s-a terminat acest episod din alege chestul corect în Minecraft. Chestul corect a fost cel gri. Scrieți la comentarii dacă ați nimerit-o sau nu. Și apăsați butonul de like să facem 5.000 de like-uri pentru ediția cu 12 chesturi. Eu am fost Marius Iancu, vă urez o seară minunată. V-am pa pe toți, pa, pa!